Grădinița cu program prelungit numărul 2 din Municipiul Pașcani face angajări. În aceste zile, pe site-ul cu posturi vacante la stat au fost postate două anunțuri din partea instituției de învățământ preșcolar. Mai exact, se caută bucătar pe perioadă nedeterminată și infirmieră pe o perioadă de timp limitată. Condițiile necesare pentru a aplica pentru cele două posturi sunt studii generale sau medii și calificări în domeniile respective. Calendarul pentru depunerea dosarelor este următorul. Data limită de depunere 11 septembrie ora 16, proba scrisă 18 septembrie ora 9, interviul 20 septembrie ora 9, iar afișarea rezultatului final pe 21 septembrie 16.30. Dosarele de înscriere se depun la Secretariatul Instituției. Relații la numărul de telefon 0746 779 Persoană de contact Apostol Carmen. E-mail grădinița 1234 arondiahu.com De precizat este faptul că activitatea grădiniței va rămâne și în următoarea perioadă, în locația provizorie din cartierul Fântânele, în fosta școală numărul 2. Asta deoarece lucrările de reabilitare și modernizare a celor două instituții grădiniță și creșă, nu vor fi gata până atunci, deși conform informațiilor de pe panoul de organizare șantier, termenul de finalizare era în primăvara acestui an. Primarul municipiului Mare Spintilie a recunoscut în conferința de presă de joi 31 august că proiectul este în întârziere. El spune că sunt neînțelegeri între proiectant și constructor și că urmează să fie rezolvate aceste aspecte. Reprezentanții primăriei susțin că proiectul a fost realizat în proporție de 80% și că trebuie făcute finisajele interioare, amenajările exterioare și achizițiile pentru dotări. Până la sfârșitul anului ar urma să fie totul gata.